Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este salvatorul și medicul suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor trei căpetenii, numărul cărora ea și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și petregători pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părască în ce privește treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit frăunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii, aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa, să trăiești veșnic, împărate Dariu. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfernici și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o oprire, ca să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciun către frun Dumnezeu sau către frun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și iscălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată-dată rămâne neschimbată. În urma celor mai de sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi în și se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească. N-ai scris o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciun frunui Dumnezeu sau frunui om, afară de tine împărate, să fie aruncat în groapa cu ei? Împăratul a răspuns, lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de trei ori pe zi. Împăratul s-a mânit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și au zis să știi împărate că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. Reversatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care, mi -au, care nu mi-au făcut niciun rău. Pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsă pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor. Și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au sfârmat oasele. După aceea împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, că El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic, împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El zbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dare și sub domnia lui Cir Persanul. Amin. Tot poporul să zică amin. Mulțumesc, Dumnezeu să fie înălțat, Dumnezeu să vă binecuvinteze, reocupați-vă locurile, frați și surori. În această ultimă duminică din anul 2007, pe care o petrecem prin mila Domnului, suntem împreună și închinarea noastră am dăruit-o prin credință lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cu tot poporul ne-am închinat. Ne-am închinat prin cântare, prin rugăciune, prin citirea scripturilor și fiecare dintre noi, cum am știut mai bine, i-am dat Domnului ceea ce merită închinarea. Vrem să vă salutăm și să vă mulțumim că în contextul acestor sărbători, fiind așa de multe servicii divine, n-ați obosit. Și ați făcut efortul, după trei zile la Crăciun, să fim și trei zile la Revelion, la trecerea dintr-un an în altul. Aceasta este prima, mâine seara de la ora șapte va fi a doua și marți, primii la Domnului, sperăm să fim în viață și sănătoși, va fi a treia. Vrem să ne închinăm împreună Domnului pentru că împreună trecem prin bucurii și prin încercări. Noi și copiii noștri suntem aici un popor al Domnului pe care Dumnezeu îl binecuvintează. Și avem cu noi oaspeți din mai multe locuri care, datorită sărbătorilor, au venit să-și salute părinții, prietenii, să viziteze Statele Unite pe cineva și sunt în această seară cu noi. Ne bucurăm să-i salutăm și, de asemenea, ne bucurăm să salutăm toată frățietatea în numele Domnului. Dar nu numai pe cei prezenți care sunt în sanctuar, aici în sală sau sus la balcon, și salutăm și pe cei care sporadic sau de obicei, prin intermediul internetului online sunt cu noi în această seară. Dragii noștri, vă salutăm și vă spunem la mulți ani. Să aveți sărbători fericite și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiecare dintre robii Domnului care au oportunitatea să fie la amvon și în baza chemării de a predica Evanghelia se gândesc ce să spună cu o astfel de ocazie. Întotdeauna când predici la un eveniment este mai greu decât atunci când predici într-o zi obișnuită, deoarece evenimentul te obligă la o anumită temă, la un anumit subiect. Spre exemplu, în seara aceasta nu poți să vorbești chiar de orice și trebuie să vorbești de ceva ce are legătură cu acest sfârșit de an. Fratele Viorel a făcut lucrul acesta de dimineață, fratele Petru a, după el asemenea și acum este rândul meu și m-am rugat Domnului, vă spun cu toată modestia, Doamne, dă -mi și mie un cuvânt care să fie o binecuvântare pentru poporul care va veni să se închine. Să nu plece oamenii acasă nici ispitiți, să nu plece oamenii acasă nici plictisiți și să plece binecuvântați, Doamne. Făi să se întâlnească cu tine prin cuvântul tău. Și am primit din partea Domnului în ciclul acesta de lecții biblice întrebările Bibliei. Îndemnul să mă opresc la o întrebare care se potrivește cu sfârșitul de an, deoarece întrebarea aceasta a fost o întrebare pusă la sfârșitul unei vieți de slujire. A fost un om pe care l-a chemat Daniel și când era tinerel în jurul vârstei de 16-17 ani, țara lui a fost cucerită de babilonieni. Și pe el, pe al trei care erau ca și el foarte educați, pregătiți, școliți, i-a dus în Babilon ca să facă din ei slujitori a Imperiului. Și el ajunge în Babilon și acolo trăiește 70 de ani. Și în jurul vârstei de 90-95 de ani moare în capitala Imperiului de atunci, Imperiul Persan, care din Babilon s-a transformat în medo-persan pentru că istoria s-a schimbat. Și nu s-a mai întors niciodată acasă. A murit acolo printre străini. A avut o viață complicată, Daniel. A fost luat de tinerel din casa părinților lui și dus într-o țară străină. S-a confruntat cu o altă limbă, cu o altă cultură, cu alți oameni, cu alte obiceiuri. Pentru că a fost dotat de Dumnezeu, din toate punctele de vedere. Oamenii aceștia au văzut în el potențial și l-au promovat. Până când a ajuns unul dintre miniștrii care a condus imperiul. A slujit pe timpul domniei mai multor împărați. A slujit în timpul la două împărății mari care au rămas înfipte în istoria umanității ca unele dintre cele mai mari. A avut o viață demnă. L-a reprezentat pe Ehova în mijlocul unui păgânism și unei idolatrie autentice. Și-a pus mâinile pe piept în capitala Imperiului Persan, Susa, la peste 90 de ani, încheindu și alergarea cu demnitate. Dar înainte să-și încheie alergarea, găsim capitolul 6. Și capitolul 6 este o încercare din viața lui. Anul acesta noi toți am trecut prin încercări. Pentru unii au fost încercări financiare. Păstori, frați din biserică ne-au rugat anul acesta să ne rugăm pentru lucrarea mâinilor lor. Ca Dumnezeu să le dea bucata de pâine și, dacă mai vrea, să învrednicească să mai dea și la alții din câștigul lor. A fost un an de încercare, a fost o groapă cu lei, dar nu cu lei. Pentru alții, groapa cu lei a însemnat pierderea sănătății. Văd aici în sală persoane pe care i-am vizitat la spital sau acasă, oameni care au fost așa de bolnavi, nu vreau să dau niciun nume, dumneavoastră îi știți, ne-am rugat pentru ei, însă i-am găsit foarte bolnavi, după cum știți. Și astăzi sunt în picioare, sunt înaintea Domnului, arată bine, sunt sănătoși și laudă pe Domnul. Dar a fost o groapă cu lei, dar nu cu lei. Și pentru fiecare dintre noi a fost o groapă, poate ai un copil care nu te ascultă și a epuizat toate soluțiile. Și ești disperat și nu mai știi ce să faci. Poate ai un partener cu care nu se mai leagă nimic și nici măcar nu mai știi ce să mai faci, nu mai știi cui să-i spui și cui să-i cere ajutorul. Și asta poate fi o groapă cu lei, dar nu cu lei. Sau alte și alte și alte nenorociri, greutăți, crize, necazuri, încercări, probleme care vin peste fiii oamenilor și peste sfinții Domnului. Și acum când se sfârșește anul acesta, întrebarea marelui împărat Darius Medul pentru că era împăratul mezilor. Sună și pentru noi în anul 2007 la sfârșit, Dumnezeul tău a putut să te scape. Sau te-a lăsat în locuința morților? Sau te-a părăsit și a uitat de tine și degeaba te-ai rugat? Degeaba ți-ai chinuit sufletul înfrânându-te de la păcat? Degeaba ai postit și ai citit scripturile? Degeaba ți-ai mâncat pâinea plângând și urmândul pe Domnul, timp în care alții se destrăbălează și parcă le merge bine. Degeaba ai încercat să rămâi în contextul neprihănirii și să-ți duci familia împreună cu tine în împărăția lui Dumnezeu. Degeaba! Pentru că Dumnezeu n-a fost în stare să te scape sau nu s-a deranjat să te scape. Dumnezeul tău pe care îl slujești a putut să te scape? Pentru Daniel a fost aproape un sfârșit de viață, pentru noi este un sfârșit de an. Este o întrebare care pună notă iubirii divine. Răspunsul la această întrebare este recunoștință față de Domnul sau lipsa recunoștinței pentru că nu o merită. Și am primit Dumnezeu promisiunile anul acesta față de Dumneata? Ai trecut prin situații în care nu se mai putea face nimic și Domnul atunci a făcut ce trebuia? Ai avut inima moale ca apa și ai fost speriat ca un copil că ești doar o om mână de țărână și te-ai temut pentru familie, pentru dumneata, pentru viitor, pentru datoriile care le-ai la stat și te-ai culcat plângând că nu mai știu ce să mai faci. Și când ai trezit dimineața, odată cu zorii dimineții și odată cu soarele, Dumnezeu a adus și soluția pentru dumneata și pentru casa dumitale. A putut Dumnezeul pe care îl slujești să te țină în picioare? Și a împlinit promisiunile care le-a făcut? Ți-a ascultat rugăciunea când în toiul nopții, timp în care toți dormeau, te rugai plângând să te salveze cel prea înalt? Ți-a rămas Domnul dator cu ceva? Poți să-i faci în această seară un reproș? Poți să-l arăți cu degetul și să-l întrebi unde ai fost? Cum l-a întrebat femeia aceea care a intrat într-o perioadă de criză și îi se părea că Domnul nu mai e cu ea și a mers din deznădejde în deznădejde, din descurajare în descurajare, până când Domnul, ca să o reabiliteze, i-a dat un vis și în visul acesta se făcea că a ajuns în împărăția lui Dumnezeu, în sfârșit acasă, dar avea oportunitatea să privească în urma pașilor ei în vale, pe pământ, de unde a venit și a văzut urma pașilor ei singură până în jurul vârstei de 20 de ani când s-a pocăit, apoi lângă pașii ei a apărut urma pașilor Domnului, care a mers cu ea și cam în jurul vârstei de 60 de ani cât avea sora la momentul acesta, din nou a dispărut urma pașilor Domnului și a rămas din nou singură și a spus, Doamne, sentimentul că am rămas singură se confirmă, uite! Aș vrea doar să te întreb, domnul era lângă ea, de ce m-ai lăsat singur acolo? A fost în, la vârsta la care mi-a fost cel mai greu, mi-a murit soțul, m-au părăsit copii, au plecat în țări străine, am rămas fără pensie, am avut, doamne, doar o mâniță de ceva bani, așa de puțin pentru medicamente, pentru pâine, eram bătrână, eram singur, eram bolnavă, doamne, de ce n-ai rămas lângă mine atunci? Domnul s-a uitat la ea și i a răspuns, tu ai dreptate, nu se mai văd decât o singură urmă de pași, dar crede-mă că urma de pași care a rămas nu este a ta, ci este a mea. Urma pașilor care nu mai este, nu, i, a, nu este a mea, este a ta. Deoarece tu în vremea aceea ai fost atât de amărâtă și atât de slăbită și atât de lipsită de putere, încât dacă te lăsat pe picioarele tale, ai fi rămas pe pământ pentru întotdeauna, arzând împreună cu el. Dar... Pentru că eu sunt Dumnezeul tău și în tinerețe ți-am promis, când ai făcut legământ cu mine, că dacă mă vei sluji, eu, Domnul, mă leg să fiu alături de tine până la capăt. Eu te-am luat atunci ca pe o oaie și cum ciobanul o pune pe umerii lui, așa te-am luat eu în brațe, în spatele meu și te-am pus în spate și așa te-am dus până aici, în împărăția mea. Femeia asta a simțit rușinată, dându-și seama că. Pașii care au dispărut nu sunt ai Domnului, ci ai ei. Frate și soră, se termină anul. Știu că a fost un an greu, pentru noi toți a fost un an greu, pentru că viața aceasta e teribil de competitivă și peste tonii se cere să fim cei mai buni. Soțiile ne cer să fim cei mai buni soți. Soții cer să fiți cele mai bune soții. Copiii se uită la noi și așteaptă să fim cei mai buni părinți. Părinții se uită la copii și așteaptă să fie cei mai ascultători copii. Păstorul se uită la oamenii din biserică și așteaptă să fie cei mai punctuali și serioși membri. Membrii, așa de mulți ochi, sute de perechi de ochi, se uită la un om, la o mână de oameni și așteaptă de la ei ceea ce e de competența îngerilor. Și peste tot, ni se cere superlativul, ni se cere imposibil, ni se cere... Și nu suntem decât oameni. A fost un an greu pentru toți. Și probabil acum, când trăim penultima zi, ultima duminică, trupul nostru poate este rănit, inima noastră poate este rănită, duhul nostru poate este rănit, poate rând din familie, răni din câștigarea existenței, răni din relații, răni din alte domenii, acolo unde lupta ne-a pus în contact cu viața. E bine, în seara aceasta, având în vedere toate aceste lucruri, M-am gândit să vă pun în față exemplul unui om ca mine, ca, din, ca dumneata, ca noi amândoi. Un om care a trecut prin multe, dar a rămas în picioare. Un om care a trecut prin multe, dar a rămas în picioare. Și când Dumnezeu l-a întrebat, a putut Dumnezeul tău să te, să te scape, să nu mori, să nu dispari ca o umbră. El a spus veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu și-a plinit promisiunea și a închis gura leilor și m-a binecuvântat și m-a salvat. Dacă în seara aceasta poți să spui așa, merită să lași în urma anul 2007 și să nu-ți rău că ești un an mai bătrân. Dacă anul acesta te-a sfințit, să nu-ți pară rău că ești cu un an mai bătrân. Dacă anul acesta ți-a adus pocăință și maturitate spirituală, să nu-ți rău că ai plâns și că ai fost rănit. Dacă anul acesta te-a învățat ce n-ai știut și te-a apropiat de Domnul și te-a sfințit, nicio problemă că ești un an mai bătrân. Nu pune problema că ești un an mai bătrân. Pune problema că ești un an mai aproape de cer. Ești cu un an mai aproape de a fi tânăr veșnic. O veste bună. O să fii tânăr veșnic și nu o să mai îmbătrânești niciodată și o să fii cu Isus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Daniel în capitolul 6 vorbește despre dificultățile vieții, datorită credinței în Dumnezeu, o credință manifestată public. Vorbește despre un proces care s-a derulat la nivel național, unde împăratul a fost implicat. Textul biblic prezintă 120 de acuzatori, un acuzat și un judecător, dar, după virgulă, și un salvator. În primul rând, în această seară, vreau să vedem cine este acuzatul. Deși pare surprinzător, știm foarte puține lucruri despre Daniel, al cărui nume înseamnă Dumnezeu este judecătorul. Cartea profetului Daniel se întinde pe întreaga perioadă de 70 de ani de robie în care Israelul a fost implicat, luat din țara lui, dus în Babilon, Imperiul se schimbă din babilonian în medo-persan și apoi se întoarce în țară. Această perioadă a fost între anii 605-536 înainte de Domnul Hristos. Citiți Daniel 1.1 sau Daniel 9.1-3. La vârsta de aproximativ 15-16 ani, Daniel a fost luat cu forța și deportat, adică dus cu forța în Babilon, împreună cu alți trei tineri evrei, pentru a fi educat în cultura babiloniană și pentru a fi folosit în administrația Imperiului. De consemnat faptul că Daniel provenea dintr-o familie de nobili, de oameni bogați? Biblia spune de neam împărătesc și viță boierească, Danielul 1 cu 3. Datorită trecutului său și datorită abilităților și educației sale, i s-a dat un alt nume în Babilon, dar care îi se potrivea. Nu Belșațar, ci Beltșațar, care înseamnă prințul lui Bel. Daniel, deși a avut la început poziția de rob în Babilon, a hotărât să nu-și nu calce convingerile puse de părinți în inima lui acasă. Și a decis să nu se spurce mâncând din bucatele aduse la masa împăratului Daniel nu cu 8. A rămas consecvent sistemului de educație din casa părintească. Dragi părinți, nu vă speriați. Dacă v-ați făcut datoria când copiii au fost mici. Pentru că la mijloc e o promisiune divină. Învață-l pe copil când este mic legile mele. Și eu, Domnul, când se va face mare, o să am grijă de el. Nu vă plângeți dacă v-ați făcut datoria când au fost copiii mici. Pentru că ce ați spus prin educație în inima lor când au fost copii, nu va lua lumea, nu va lua diavolul, dacă v-ați făcut partea când ați fost mici, aveți încredere că și Dumnezeu își va face partea când se vor face mari. Chiar dacă au un moment de ezitare, chiar dacă au o perioadă de alunecare, unii tineri au această perioadă, aveți răbdare cu ei, scăldați perioada aceasta în rugăciune, dar cu credință. Fiți prietenii lor în perioada aceea, nu-i bruscați, nu-i amenințați, nu-i alungați de acasă, că dacă dumneata la alungi de acasă, o singură ușă rămâne deschisă a diavolului. Dacă nici dumneata nu iubește, cine să iubească străinii? iubește copilul, pentru că Iisus iubindu-mă m-a împocăit. Iubindu-te, te-ai întors la Domnul. În timpul domniei lui Nebucadnețar, care a durat 45 de ani, acesta a fost unul dintre marii regii ai lumii, Daniel i-a fost și slujitor, și sfednic, și colaborator, și prieten, și Babilonul în această perioadă s-a dezvoltat, s-a bucurat de o dezvoltare fără precedent. Adică n-a mai fost înainte la fel. Atunci s-au construit grădinile suspendate, una dintre cele șapte minuni ale lumii anticii. Pentru că cele șapte minuni sunt mai multe ediții de șapte minuni. Atunci s-a construit templul lui Murda, care avea o masă și un idol din aur, care cântărea două tone jumate. Orașul era înconjurat cu un zid, care era lung de 95 de kilometri. Avea grosimea de aproximativ 20-25 de metri. Mai la decât este strada Caldwell. Cât e un expres. Și înalt era de 80-90 de metri. Cu acest zid era înconjurat orașul. Imposibil de cucerit. Imposibil de cucerit. Aveau provizii pentru aproximativ 20 de ani în interior, dacă erau asediați. Iar unul dintre afluenții Eufratului era adus prin cetate și era un zid într-o parte și un zid într-o parte, în așa fel încât avea apă din Belșug. Acest oraș era imposibil de cucerit. După Nebucadnețar, a venit fiul său, Belșațar. Daniel e belt și cu T, regele fiul nebucat e bel și fără T. Ei bine, cu privire la numele acestea există oarecare confuzie, dar scopul meu nu este să prezint fapte istorice și nici nume. După Belșațar, Imperiul Babilonian care i-a distrus pe asirieni, la rândul lui a fost cucerit culmea de Medoperși, este interesant să vedem că și aici se împlinesc profețiile scripturii și după 70 de ani Ierusalim, evreii se întorc la Ierusalim. Deși Babilonul era un oraș strategic, înconjurat cu șanțuri de apă și cu zidul de care v-am spus, având în interior resurse de hrană și apă pentru cel puțin 20 de ani, el a fost cucerit de perși și de mezi. Și așa cum spune Isaia în capitolul 45, versetul 1, Domnul îi va deschide porțile ca să nu se mai închidă niciodată. Știți ce a făcut Cirus? Într-o sărbătoare a babilonienilor, când ăștia erau beți toți, numai când sunt oamenii beți, sunt mai vulnerabili decât atunci când sunt treji. Când erau toți beți în cinstea unui zeu și când nu mai aveau nicio grijă, Cirus a rupt malurile râului care intra în cetate și l-a lăsat să curgă în câmpie și albi a râului s au uscat și cu armata lui a intrat în cetate prin locul unde curgea apa. Și exact în aceeași zi, în întâmplare, paznicul beat a uitat să lase porțile de fier în jos din interiorul cetății. Profeția din Isaia 45 Dumnezeu va deschide porțile și nimeni nu le va închide, s-a împlinit și cetatea aceasta, imposibil de cucerit în alt fel, a fost cucerită copilărește. Auzi? Când îți vine vremea, nu are importanță că ești tare, că ești moale, că ești înalt sau mic. Când îți vine vremea, îți vine. Asta este o regulă pe care trebuie să o ținem minte. Iar dacă nu vrem să o ținem minte, istoria ne învață că are răbdare cu noi. Revenind la Daniel și privind în scriptură, datorită caracterului său sfânt, datorită abilităților sale de excepție, Daniel a fost implicat în conducerea celor mai mari împărății din vremea lui. Babilon, Mezia, Persia sau Medo Persia, a fost fednic și prieten pentru patru împărați. belșa Belșațar, Darius Medul și Cirus sau Cir, Persanul. Acest Cir nu este Cirus 1, ci este Cirus al doilea. Probabil că ați văzut filme istorice cu Cir și să știți unde să-l încadrați. Datorită credinței sale publice însă, pe care nu a ascuns-o, în Dumnezeul cerului și al pământului și datorită închinării sale sincere, Daniel a fost condamnat la moarte prin aruncare într-o groapă cu lei. Lei care trebuiau să-l mănânce. Atunci avea vârsta de aproximativ 75 de ani. Era bătrân, săracul. Și așa bătrân a fost aruncat într-o groapă cu lei. Slujise în imperiul acesta cel puțin. 60 de ani și fusese ministru tot acest timp. Iar obraznicii aceștia de administrator, 120 la număr, se duc la împărat și spun așa, evreul ăsta care a emigrat aici, dar evreul acela era unul dintre cei trei miniștri, însă ei nu spun cuvântul ăsta, că nu le plăcea. Și după 60 de ani de slujire, este aruncat în groapă cu lei. Și dacă n-ar fi fost domnul, săracul, acolo murea. Dar a fost cu el cineva care a fost mai recunoscător și mai înțelept decât Dariul, Medul, decât tot Imperiul și l-a salvat pe Daniel. Că Dumnezeu știe să-și protejeze copiii și slujitorii. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă ai plâns anul acesta, nu te pierde cu firea, că Dumnezeu îți aduce zâmbetul pe față. Dacă ai plâns anul acesta și ai trecut prin clipe grele, ascultă-mă, nu te pierde cu firea. fi liniștit! că Dumnezeu îți aduce un zâmbet larg pe față. În viață, când e zi, când e noapte, când e ploaie, când e soare, așa e viața. Dar dacă l iubești pe Domnul, Dumnezeu nu te va uita niciodată. Niciodată! El a murit în sus, așa cum anticipam, la peste 90 de ani, și cartea lui vorbește despre Babilonul istoric în primele șase capitole, că. Cartea lui Daniel are 12 capitole. 12 capitole. Și primele șase vorbesc despre istorie, despre Babilonul istoric. Următoarele șase sunt profeție. Cartea lui Daniel e Apocalipsa Vechiului Testament. Și a doua parte, următoarele șase capitole, vorbesc despre Babilonul modern, spiritual, în care va împărăți anticris, monstrul de care învățam noi anul acesta din Apocalipsa. Spun monstru pentru că are o, o înfățișare monstruoasă. Cartea lui Daniel ne învață câteva lucruri. Primul dintre ele, Dumnezeu face ce vrea în istorie. Să nu te superi pe el, n-ai niciun drept. Istoria e a lui, nu e a dumitale. Dumnezeu face ce vrea la el acasă. Ar fi cinstit să vin la dumneata în vizită și să mă supăr că ai pus uh, o floare undeva într-un colț? Ce fel de om aș fi eu dacă m-aș supăra că în living, în sufrageria dumitale, ai pus o floare unde eu cred că nu-i bine? Păi dumneata pe florile unde vrei. Dumnezeu face ce vrea în istorie, istoria lui. Noi suntem așa, musafiri în istoria asta. Venim și plecăm. Unii vin pentru o zi, alții pentru 80 de ani, fiecare cu harul lui. A doua regulă, Dumnezeu poate îngădui pentru o vreme nebunia oamenilor. Dumnezeu poate îngădui pentru o vreme nebunia oamenilor. Să nu credeți că nebunia lor e veșnică. Și nici să nu vă speriați de nebunia lor. Dacă aveți un Dumnezeu tare, de ce vă e frică? Stați liniștiți. Să nu ziceți, Doamne, dar ce faci? Lasă-L pe Dumnezeu în pace, că știe ce face. Nu-i purta grija. Al treilea lucru. Mândria merge înaintea căderii. Când ți se pare că ești deștept, crede-mă, ești pe un drum greșit. Chiar dacă ești deștept. Să fii deștept e o calitate, să ți se pare că ești un defect. Să ai bani o calitate, să te dai bogat și mare e un mare defect. Să fii bun într-un domeniu e un privilegiu că Dumnezeu face lucruri bune cu oameni buni. Dar să te dai de bun și să-i privești pe oameni cu dispreț e un mare defect. Mândria merge înaintea căderii. Și o altă regulă este. Oamenii. Poate nu vă place ce spun și poate nu sunteți de acord cu mine, dar vă spun cu toată umilința. Oamenii nu învață din experiențele trecutului. Permiteți-mi să vă pun o întrebare puțin indiscretă. Nu vi s-a întâmplat să călcați de două ori în aceeași groapă? Păi asta e tocmai ce am spus eu mai devreme. Dacă oamenii ar învăța din experiențele trecutului, ar mai călca în groapa în care și-au rupt un picior. Priviți. în scriptură și veți constata lucrul acesta. Și ultimul lucru pe care îl spun legat de învățămintele pe care le putem trage de aici, legat de a cel care e acuzat. Bogăția și slava lumii sunt puse în cântarul divin și fiecare își va primi răsplata. Frași și surori, este o vreme a judecății. Frași și surori, este o vreme a judecății. Va fi un sfârșit al vieții după cum e un sfârșit al anului. Va fi un sfârșit al existenței pe Tera după cum e un sfârșit al anului. Și atunci, așa cum stăm aici, așa vom sta acolo. Dar judecător nu mai va fi un om care poate să spună puțin într-o parte. Judecător va fi Domnul. Și ne va judeca nu doar faptele, ne va judeca și gândurile pe care acum ni le putem permite oricum, că oricum nu le văd oamenii. Și ne va judeca și sentimentele pe care acum nu ne, nu ne ferim să fie și altfel. Pentru că oricum nu ni le văd oamenii. Și nici motivațiile nu ni le văd oamenii. Dar vine vremea când Dumnezeu nu ne judecă doar după faptele vizibile, ci ne judecă după anumite acțiuni interioare care nu au fost vizibile, gânduri, sentimente, motivații. Și vremea aceasta nu-i departe. Cine sunt acuzatorii? Imperiul babilonian și mai târziu Medopers, în care a slujit Daniel, au fost, au fost două dintre cele mai mari imperii din istoria umanității. Asirienii au fost foarte mari și poate primul imperiu puternic de care vorbește Biblia, spun. Ei au fost învinși de babilonieni. Babilonienii au fost învinși de mezi și de perși, care în mod ciudat au fost împreună. În anul 330 și ceva, aceștia au fost învinși de greci. Și grecii au fost învinși de romani. Și romanii, tot de romani, au fost învinși. Și imperiul acesta, așa mare cum a fost, regele, s-a gândit că ar fi bine să aibă trei miniștri. Și unul dintre ei era Daniel. Trei miniștri. Un imperiu mare. Ăsta a anexat toate imperașele alea mici, toate țările mici, toate cetățile, toate orașele. Și în imperiu ăsta erau trei miniștri. Daniel era unul dintre ei. Iar acești trei miniștri aveau la îndemână 120 de manager, 120 de supervisor, 120 de administratori. Cuvântul din Scriptură pentru acești trei miniștri este prinț sau guvernator. Iar aceștia trei, fiecare aveau la îndemână câte 40. Miniștri erau naționali, administratorii ăștia 20 erau regionali. În fiecare regiune câte unul. Și un ministru avea o parcelă cu 40 de din ăștia, pe care îi chema la raport. Pun o întrebare. Care a fost aparentul motiv pentru care acuzatorii l-au acuzat pe Daniel? Care a fost aparentul motiv pentru care acuzatorii l-au acuzat pe Daniel? Aparentul motiv a fost următorul. Împărate, atât de mult ne pasă de tine? Ăștia 120. S-au dus la împărat și au spus așa, împărate, atât de, atât de mult te iubim și ne pasă de tine? încât vrem neapărat nimeni să nu se mai închine la nimic altceva decât la tine pentru o lună de zile. Te rog frumos, dă o lege. În Medo-Persia era un obicei care s-a format exact la început, pentru că mezii cu persii a fost greu ca să se facă un imperiu. Dar s-a făcut atunci când s-a hotărât printre altele următoarea lege. Împăratul nu este deasupra, ci deasupra împăratul e o lege. Care? Dacă el dă o lege, nici măcar el nu mai poate desfința. Asta e legea mezilor și a perșilor. Ei, șmecherașii ăștia 120 au știut lucrul ăsta. Și pentru că nu l-au suportat pe Daniel, că era peste ei alături de alți doi, s-a dus la împăratul și s-au dat drept că nu mai pot de focul lui și au zis așa, dă o lege, că cine se închină în imperiu pentru o lună de zile la altcineva, Dumnezeu, om, în afară de tine, să fie omorât prin aruncarea în groapa cu lei. Împăratul n-a la cine se gândesc ei și a spus ok. Era un împărat păgân, lua închinarea. În momentul, ei însă știau că Daniel se închină și intenționat au vrut să-l prindă o altă întrebare pe care vreau să vă pun. Care a fost adevăratul motiv pentru care acuzatorii l-au acuzat pe Daniel? Primul, superioritatea poziției lui Daniel. Dar eu a găsit cu cale să pună trei peste împărăție și unul dintre ei era Daniel. Ei, acest Daniel avea o poziție superioară celor 120 și din invidie, datorită superiorității poziției lui Daniel, n-au putut suporta umilința că el, un evreu, emigrant, e mai mare decât ei. Al doilea adevărat motiv, superioritatea spirituală. Spune cuvântul Domnului Daniel 6 cu 3. Daniel întrecea pe toate aceste căpetenii și pe toți dregătorii pentru că în el era un duh înalt. Superioritate spirituală. Apoi, superioritatea slujirii. Atunci căpetenile și dregătorii au încercat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privește treburile împărăției. Poate nu administrează bine. Poate face o gafă profesională. Dar Biblia ne spune că n-a făcut nicio gafă și n-au putut să se ia de el. Apoi, superioritatea caracterului, versetul 4, partea 2, nu s a doua. Nu s-a găsit nicio greșeală în el și niciun lucru rău. Care a fost falsul motiv pentru care l-au acuzat? Uitați ce au spus ei. Versetul 5. Numai să găsim un motiv religios, ceva în legea Dumnezeului lui. Numai aici îl prindem. Cu ce îl putem prinde în legea Dumnezeului lui? Pentru că abilități, spiritualitate, profesionalism, competență, nu-i găsim nicio bubă. Dar în legea Dumnezeului lui putem să-i găsim o problemă. Și atunci s-au uitat la el și au spus, de ce nu se poate lipsi Daniel? de rugăciune. Ok, mergem la împărat și împăratul nu știe că dacă știe, fiind prieten cu Daniel, nu o să dea legea. Dar noi punem problema în așa fel încât să-i placă. Da? da, împărate, nu vrei, să, nu vrei tot imperiul să se închine nu mai ție o lună? Ba da. Să nu se mai închine la nimeni decât ție? Ba da. Dă o lege. Semnează. Și după ce a semnat-o, i-a spus lui Daniel, acum Daniele o lună de zile nu te mai rogi. Și Daniel a fost pus într-o situație foarte critică. Să-și păzească pielea, sau să-și păzească sufletul. Și a spus, eu trebuie să mă rog ca și mai înainte, pentru că eu știu că trebuie să mă rog. Iar dacă va trebui să mor pentru că mă rog, mor oricum voi muri odată, dar măcar să mor pentru ce trebuie. Și s-a rugat în continuare. I-au interzis ce trebuia să nu interzică și i-au cerut să nu facă ce trebuia făcut. De aceea Daniel nu s-a putut abține să nu se roage. În al treilea rând aș vrea să observăm cine a scăpat pe Daniel. Darius împăratul, deși era prieten cu Daniel, îi aprecia viața și slujirea, n-a putut să-l scape. Deoarece legea mezilor și a perșilor era mai mare decât împăratul. Scriptura ne spune că la a durut sufletul de Daniel, l-a iubit pe Daniel, a vrut să-l scape, a încercat toate soluțiile Și a pus, a pus o ștampilă cu propriul inel, că în vremea aceea ștampila era inelul de la degetul împăratului Ca nu cumva în timpul nopții unde era aruncat Daniel în groapa cu lei Să nu se ducă cineva și să-l omoare pe Daniel să spună că l-au mâncat lei Și a luat toate măsurile de precauție, poate, poate Dumnezeu îl va salva din gura leilor Dar să nu mănânce oamenii de deasupra Și Dariu, deși împărat, n-a putut să-l scape. Eu sunt sigur că Daniel a avut o oarecare doză de încredere în Dariu. Să n-ai încredere în împărat? cine e mai mare decât un împărat în țară? Nimeni. El e cel mai mare. Și totuși el n-a putut să-l scape. Ascultă-mă, uite-te un pic la mine dacă vrei. Să știi că în viața aceasta vor fi persoane care crezi că te poate scăpa și nu vor putea. Și o să fii confruntat cu o criză foarte mare. Dacă nu ai pe nimeni mai mare decât un biet muritor, indiferent că e buș, indiferent că este un pastor, este cineva cu bani, un om bogat, un om influent, cineva de la administrație, indiferent, dacă n-ai pe cineva mai mare decât pe muritor, să știi că într-o zi te vei face de rușine. Daniel a avut prieteni pe împăratul, dar a fost o situație în care împăratul nu l-a mai putut ajuta. Și în situația aceea, când Daniel n-a mai putut face nimic, când împăratul n-a mai putut face nimic, când lei spuneau, în sfârșit o să mâncăm bine, atunci Dumnezeu a spus, în noaptea aceasta nu mâncați nimic. A trimis în groapa aceea un înger, a închis gurile leilor și în noaptea aceea lei s-a uitat la Daniel, Daniel la ei, îngerii la toți, îngerul la toți și spre dimineață erau toți ca și seara, intacti. Nici Daniel n-a făcut rău la lei, nici lei n-au făcut rău la Daniel și toți au avut loc în aceeași groapă. De ce? Acolo unde e îngerul Domnului, omul se înțelege chiar și cu lei. Să mai spun o dată lucrul ăsta. Acolo unde este îngerul Domnului prezent, omul se înțelege nu numai cu oamenii, că asta nici nu trebuie discutat, se înțelege chiar și cu lei. Iar acolo unde nu e îngerul Domnului, unii se mănâncă pe ceilalți. Pavel spunea, aveți grijă în contextul dezbinărilor, în contextul bârfelor, în contextul partidelor, aveți grijă să nu vă mâncați unii pe alții. De ce l-a scăpat Dumnezeu pe Daniel și încheiem? Daniel nu a fost găsit vinovat în fața Domnului și nici în fața Împăratului, spune însuși Daniel. Secretul vieții de sfințenie a lui Daniel își găsește originea în trei atitudini ale lui. Prima dintre ele este devotamentul față de Domnul. Deși slujește în mai multe imperii, sunt mai mulți împărați, niciodată nu l-a trădat pe Dumnezeu. Doi, rugăciunea. Indiferent de situația în care se află, Daniel se roagă. Și trei, profeția. Cartea lui Daniel e numită Apocalipsa Vechiului Testament, deoarece e o carte profetică. Iar Domnul Isus îl, nume îl numește pe Daniel, profetul Vechiului Testament. Aceste trei lucruri, devotamentul față de Dumnezeu, o viață de rugăciune și o viață mistică, când spun mistică mă refer, o viață de manifestare a revelației lui Dumnezeu. Unuia un vis, unuia o vedenie, unuia o descoperire, unuia ceva, altul altceva, Dumnezeu hotărăște. Fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Nu le alegem noi ca la magazin, dar îi se dă ceva. Fiecăruia îi se dă ceva. Fie căruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Spre folosul altora. Folosul nu-i perso nu personal. Ei bine, aceste trei atitudini au dat naștere la un caracter deosebit. Și uitați care a fost caracterul lui Daniel. De ce l-a scăpat Dumnezeu? În primul rând, a avut stăpânire de sine. Scriptura ne spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și nu s-a spurcat. A fost un om autocontrolat. Un om care s-a stăpânit. Doi, a avut curaj spune împăratul, dar tu, belșa, spune Daniel, dar tu, Belșațar, fiul lui Nebucanețar, nu ți-ai smerit inima. Știți cui spune el asta? Împăratului. În vremea aceea, împăratul făcea un semn și capul îi cădea. A avut un curaj și din comun. Mai mult de atât, integritatea. Atunci că petenile și dregători au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privește treburile împărăției, dar n-au găsit nimic, a fost un om integru. Smerenie, Deși era scritorul cărții, el a scris cartea Daniel, vorbește despre sine la persoana a treia. N-ar fi putut să spună și el cum se obișnuiește astăzi. Păi am fost încolo și Domnul a vindecat și am fost dincolo și Domnul a făcut și am fost dincolo și Domnul așa și la sfârșit spune toate astea pentru slava Domnului. Daniel vorbește despre sine la persoana a treia. El nu scrie despre el. Scrie puțin, modest, e și din comun de modest. A fost un osmerit. Concepția lui despre viață. Pentru Daniel nu înseamnă ghinion în viață și nici șansă sau noroc, ci pentru el înseamnă mâna lui Dumnezeu. Când evreii au fost duși în robie în Babilon, uitați cum a interpretat Daniel. Domnul a dat în mâinile lui Nebucanețar pe Ioachim, împăratul de atunci ale evreilor. Cu alte cuvinte, el a spus, e mâna lui Dumnezeu ce se întâmplă, nu este că nebucan de e mai puternic și noi mai slabi. Vedeți cum interpretează un om al lui Dumnezeu istoria? Nu spune s-au tras fori. El a spus altceva, a spus ceea ce scria în Scriptură. Domnul a dat în mâinile lui Nebucanețar pe evrei, pentru că de 400 de ani cochetează cu păcatul și cu idolatria, adică se joacă cu ele. Hotărârea, la aproximativ 17 ani în prizorieratul Babilon, despărțit de familie, ia decizia care îl pune în conflict cu autoritatea. Respectul, deși Dariul a condamnat la moarte, el îi spune, veșnic să trăiești împărate. Și deși cel care a, fost, a avut responsabilitatea să-i pregătească carne, el îi spune, te rog frumos, lasă-ne să mâncăm doar verdețuri. Vedeți cum vorbește omul lui Dumnezeu? Îi spune că oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să fie politicoși. Cei mai politicoși trebuie să fie oamenii lui Dumnezeu. Cei mai politicoși, dacă vedeți un bătrân, deschideți ușa fraților. Dacă vedeți o soră, deschideți ușa. Dacă vedeți soția, sunteți cu ea. Fra bărbaților, deschideți ușa. Dacă e un bătrân al adunării, deschideți ușa. Dacă un bătrân trece pe lângă să salutați-l primul, în semn de respect, un om cu părul cărunt, dați-i respect. Așa a făcut Daniel, a fost un om respectos, cu niște babilonieni. Apoi a avut credință, corectitudine și multe alte lucruri, dar pentru că mai avem doar trei minute, îmi iau un minut să închei și opresc două minute pentru rugăciune. Și vreau să vă spun următoarele lucruri în concluzie. Niciodată nu poți opri invidia sau disprețul oamenilor. Să nu te lupți cu ei. Niciodată nu poți opri invidia sau disprețul oamenilor. Să nu-ți pui mintea cu ei. Ei s-ar putea să te invidieze deoarece ești mai sus sau s-ar putea să te disprețuiască deoarece ești mai jos. Să nu te pierzi cu firea nici pentru una, nici pentru alta. Nu-i poți opri și nu-i poți corecta. Dacă vor să te invidieze, te vor invidia. Dacă vor să te disprețuiască, te vor disprețui. Lasă-i în pace. Nu-i poți controla. Ceea ce poți face însă, totdeauna, poți avea grijă de tine ca să nu fii din gașca lor să nu fii ca ei și să nu faci ca ei. Dacă este cineva mai mare ca tine, mai bogat, mai deștept, mai frumos, mai înstărit, mai sus dintr-un anumit punct de vedere, ai grijă să nu-l invidiezi, că acesta este un păcat din ghearele căruia nu mai scapi în veci. Lasă-l să se bucure de ce i-a dat Dumnezeu, că Biblia spune prin Ioan Botezătorul, omul nu are decât ce-i dă Dumnezeu. Lasă-l să se bucure de harul lui Dumnezeu, că fiecare cu harul lui. 3. Niciodată nu poți opri o nedreptate pe care oamenii vor să-ți o facă. Nu o poți opri? Nu te lupta cu ei. Nu poți opri o nedreptate pe care oamenii vor să-ți o facă. Concluziile acestea sunt inspirate din textul pe care l-am citit. Însă ceea ce poți face este să ții minte că singurul lucru care te poate scăpa este neprihănirea. Să mă acopere neprihănirea, să mă scape neprihănirea, să mă salveze neprihănirea, se ruga David. În această seară, care este ultima duminică din anul 2007, vreau să spun următoarele lucruri. Probabil că anul acesta, sau în viața dumitale, ai avut probleme de genul ăsta ca Daniel, dar la o altă intensitate, Vreau să spun în această seară următorul lucru. Nu te lupta cu oamenii. Nu te lupta cu soția sau cu soțul, cu părinții sau copiii, cu frații din biserică, cu oamenii de la locul de muncă. Nu te lupta. Încearcă să trăiești cât mai frumos. Încearcă să-ți corectezi cât mai mult viața. Încearcă să te sfințești cât mai mult. Încearcă să te apropii cât mai bine de Domnul. Încearcă să te pocăiești cât mai intens, cât mai real, cât mai adevărat pe ei nu-i poți controla, pe ei nu-i poți ajuta, pe ei nu-i poți opri, pe ei nu-i poți corecta. Singura persoană asupra căruia ai control ești tu însuți, ești dumneata însuți. Acesta să ne fie gândul la acest sfârșit de an, să nu avem nimic cu nimeni. Iar dacă este cineva care are ceva cu noi, în ceea ce ne privește să încercăm să ne reparăm problema. Dar dacă am încercat și nu se poate și în continuare are ceva cu noi, nu-l putem corecta. Indiferent că e rudă, indiferent că e persoană din biserică, indiferent că e coleg de lucru, indiferent că e vecin, indiferent că e o autoritate, singurul lucru care te poate proteja este neprihănirea. Înfășoară-te cu pocăință acopere-te cu neprihănire. Trăiește în prezența lui Dumnezeu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți umple viața. Și atunci când vei fi aruncat în cea mai adâncă groapă și când nimeni nu te va putea salva, unul singur mai are o soluție pentru problema în care te găsești. Domnul, datorită neprihănirii în care ești. Aș vrea în această seară să vă invit, frații mei, ca pe un ultim gând pe care vreau să vi-l aduc în această ultimă duminică. E un gând din inima unui om care trăiește cu dumneavoastră, care plânge și râde cu dumneavoastră. Frați și surori, Înfășurați-vă cu neprihănire mai mult decât altă dată, pentru că vin zile grele și nimeni nu ne mai apără. Dacă nu există neprihănirea peste noi și casele noastre, vom fi vulnerabili și groapa cu lei ne va înghiți. Dar dacă neprihănirea și pocăința sunt peste noi, atunci Dumnezeu ne va salva și ne va binecuvânta. Aș vrea să ne rugăm acum să stăm în picioare și să ne rugăm să ne punem sub protecția lui Dumnezeu, acoperindu-ne cu neprihănirea și cu pocăința. Împreună să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.